să afli totul din prima. Începe exclusiv VIP. Avem un subiect la ordinea zilei pe care îl discutăm. Chiar în ultimele 24 de ore, 48 de ore au apărut reacții absolut incredibile pe care le veți citi în presă, ceea ce vă spunem noi. Astăzi este subiectul de mâine și o să-l comentăm, pentru că au apărut în povestea Ana Maria Prodan, Laurențiu Regă, că au niște chestii absolut incredibile. Vreau să le vorbim cu Carmen Hara, dar Carmen Hara are pe cineva lângă ea și dacă nu îl dăm acum, că noi lunea asta facem, să dăm prietenii noștri, nu apucăm. Doamnelor și domnilor, prietenul lui Carmen Hara, cine este domnul? Îl vedeți? Da, îl vedem. Cum îl cheamă? Povestește-mi despre el. Dragă, el este un designer, îl cheamă Armani, are 5 luni și este un drăgălaș, doar că mi-a distrus toată casa. Adică a mâncat tot molding-ul, a mâncat tot ce a putut, însă e cântăreț. Cântă senzațional, eu îl cred să fie, îl fac artist cântăreț de operă. Da, e un drăguț și îl iubesc la nebunie. Cel mai bun prieten a omului este câinele, din așa totdeauna. Este. Bun, e foarte frumos. Ce rasă este domnul designer? Este Shiba Inu, Shiba Inu. E frumos tare. Da, e frumos și îl foc. Da, în principiu înțeleg că roade tot, în rest, vă înțeleg roade că sunteți prieteni așa, nu? Suntem prieteni buni, însă îl fac cântăreț, am zis, dacă eu scot niște triluri, începe și el să cânte. Foarte frumos. De altfel, dacă regia are această secvență, secvență în care Carmen cântă împreună cu distinsul Armani, aș vrea să o difuzăm chiar în acest moment, ca să vă dați seama ce cățel are, are Carmen. Haideți, regia, hai cu talent să reușim. Da, doamnelor și domnilor, foarte drăguț, foarte drăguț. Domnul Armani este un talent real. Eu zic că dacă e vreun... De ca se face vreun... Se duce la Eurovision, așa m-am gândit. Asta este. Sau dacă nu... Reprezinte America. Așa este. Dacă este vreun America Got Talent, atunci eu zic să-l trimiți. Da? Got Talent, trebuie neapărat să câștige. Foarte frumos, doamnelor și domnilor. Atâta vreau să te mai întreb. E pretențios, da, în afară de faptul că mănâncă mobilă sau diverse obiecte de îmbrăcăminte, mănâncă... Ce da, mai mănâncă? Mai are, el acum este mic și înțelege. Vrea și el să aibă o relație amoroasă, dar n-are decât pisici în casă. Și le fugărește pe pisici și încearcă să aibă sex cu ele, dar pisicile nu sunt deloc entuziasmate de prezența lui. Da, îl vedem foarte frumos. Da, îl vedem în egală măsură la un geam, arătându-și calitățile de acrobat, domnul Armani. Secvența e de acum vreo 2-3 săptămâni. Acum parcă a mai crescut, e mai grozav, acum e mai... Acum, da, acum este mare, acum... Da. E greu să-l mai prins. Nu, nu, pe de altă parte, uitându-mă la el, am văzut că coabita foarte civilizat cu pisica de lângă el. Adică ar fi putut să o alerge, da, de fapt cu tine avea treabă. În care vrea să o atace, să facă ceva, doar că pisicile nu răspund la iubirea lui. Aia e. Când te tratează cu refuz, aia este treaba. Da, doamnelor și domnilor, prin urmare, Carmen Hara are un prieten adevărat și să știți că poate să roadă și din intruși, dacă intrați cumva pe proprietate, să știți că e mic, dar rău. Da? Deci e rău, rău, l-ați văzut. Rău. Da, foarte bine. Carmen, îți mulțumesc foarte mult pentru această apariție absolut senzațională. Pe de altă parte însă, Carmen se află alături de noi pentru a comenta o informație și mai am și câteva alte lucruri pe care vreau să ți le spun pentru a definitiva mai bine acest subiect.
Hai să începem cu informația care a apărut ieri, care spune că Ana Maria Prodan a fost dată în judecată de viitoarea mamă a următorului copil al lui Laurențiu Reghenca. E vorba despre Corina. Subiectul, da, din punct de vedere al Anei Maria Prodan, era legat de, ea spune, păi eu am luat niște informații de pe Facebook și le-am dat. Ceea ce spune însă și ceea ce vine din partea cealaltă este că se leagă de toate informațiile pe care înțeleg că Corina și-a luat chiar un avocat foarte bun, dacă nu mă înșel, chiar biroul de avocație al doamnei Laura Vicol, care este președintele Comisiei Juridice în Parlament, se va ocupa, adună informații arătând că, de fapt, s-a trecut o anumită limită a informațiilor particulare de gen privat, iar legea în privința informațiilor private este extrem, extrem de dură. Și mai este ceva, după care am și niște mesaje în exclusivitate pe care vi le arătăm, sau în orice caz, presa nu le-a mai preluat și o să le vedem chiar acum. Este foarte clar din acest moment că în ultima de o lună și ceva, comunicarea între Ana și Laur s-a rupt definitiv, în sensul în care nu-și mai vorbesc. Laurențiu Reghenca, văzând ceea ce toate aluziile Anei Maria Prodan, a hotărât să nu mai comunice și totul se comunică, se pare, doar pe cale legală. Când contondent, când probabil prin notificări. Cum a fost, de exemplu, la familia Prigoan? Da, ce vreau să spun eu? Eu am comentat acest lucru cu tine în trecut și am anticipat că aici se va ajunge. Dacă îți amintești, ultima noastră emisiune, dacă îți amintești, am spus că lucrurile se vor înrăutăți și se vor accentua. Și asta din cauza asta psihologică a unui comportament uman, care este comportamentul tipic de narcisist, când nu suporți ca nimeni să îți ia locul, când tu ești cel mai important de pe pământ, când tu ești centrul universului și dacă ție nu ție jocurile cum vrei tu, atunci toată lumea din jurul tău trebuie atacată, trebuie distrusă. Adică asta e mentalitatea narcisistă, pentru că ea funcționează pe principiul ăsta fără să-și dea seama. Și s-a și supărat pe mine pentru că i-am făcut o analiză de genul ăsta, pentru că funcționează așa, vezi, lucrurile în loc să se aplaneze, în loc să aibă o finalitate pozitivă, ele se escalează și se transformă în ceva foarte urât, ajungând la judecăți și așa mai departe, la ură, pentru că narcisistul totdeauna vrea să distrugă, este răzbunător pe cei din jur. Deci nu aș vrea ca ea să procedeze, așa, aș vrea să se gândească, cum să spun, cum e mai bine să facă pace, să fie înțeleaptă și să rezolve situația asta de suflet, de dragul acestui copil, mai ales că toată această circăraie nu-i folosește nici ei, nu folosește la nimeni, nu duce la nimic bun, nu duce bun la imaginea ei și așa mai departe. Deci eu îi recomand să regândească, m-am oferit să o ajut, m-a și căutat, dar după aia nu m-a mai căutat, când a fost vorba să avem, cum se spune, niște sesiuni în care să ne dăm seama cum acționăm și să creăm ceva pozitiv, n-am mai auzit nimic de la ea. Aș vrea să aud de la ea și mă ofer să, cum se spune, să o consiliez, că asta este cariera mea, ca finalul acestei relații să fie totuși unul pozitiv. Bun, Carmen, după o scurtă pauză de publicitate o să vedem niște mesaje care vin sau sunt de pe adresa de Instagram, de pe contul de Instagram al tânărului Reghecamp. Avem, ele acum sunt șterse, dar avem fotografiile aici. E foarte interesant pentru că există un amănunt de ordin privat nevinovat, care însă lămurește cine și cum, și cum scrie, și vrem să vedem dacă ele, cum să spun, nu, dacă încarcă atmosfera. Prin urmare, pregătiți-vă cu alte exclusivități după o scurtă pauză. Da, doamnelor și domnilor, suntem împreună cu Carmen Hara și avem o poveste care se pare că nu se mai termină. Ei bine, dacă ați citit deja, poate undeva în presă, că Corina, viitoarea mamă a copilului
lui Laurențiu Regecamp a dat-o în judecată pe Ana Maria Prodan. Haideți să vedem o altă fază pe care vreau să o comentăm și după care vreau să avem de la Carmen Hara și o prognoză în privința ceea ce urmează și cât se mai poate escalada. Ați reținut? Ana Maria Prodan și Laurențiu Regecamp nu-și mai vorbesc, nu mai au niciun fel de comunicare. Într-o perioadă, știți, arăta Ana telefonul și zicea, vedeți? A vorbit cu mine. Acest lucru nu se mai desfășoară, însă de ieri și până azi, știți că Universitatea Craiova a avut un meci, a luat bătaie și Laurențiu Regecamp, care mai nou are Instagram, are mici postări. Cine comentează la postări? Laurențiu Regecamp Junior. Informația cheie o să vă dau după, dar haideți să vedem aici pe ecran și o să audă și Carmen câteva dintre, unele nu le pot citi, credeți-mă, deci nu le pot citi pentru că în primul rând numai că nu pot fi spuse de un copil, dar nu e cazul. Prin urmare, poate citește cineva comentariile lui tată că prea râde lumea de el, poate îl trezește jucătorul lui, toți cei care o cunosc bine, mă rog, îi zice Caciuca. Poate lumea de pe stadion arată cu derușine cu femeie. Poate înțelege și el să nu o mai scoată din casă, pentru că recunosc toți ca pe un cal breaz. Stai că zboară treaba asta și trebuie să o citesc din altă sursă. Ca să și spicuiesc că nu toate lucrurile sunt de spus la TV, da? Mă rog, ceea ce scrie aici, ca și cum ar fi plătit-o tot și îi face copil domnului antrenor, care tare mândru de ce are la ușă, să facă test de paternitate, că poate crește copilul altuia. Ar scrie viitorul frate al acestui copil care se va naște. Dar la cum a ajuns să-l păcărește repede și dacă se naște negru? Nu mai comentează nimeni normal pe numea asta. Tata, pe care știam eu, normal la cap, ura, mă rog, femeile ușoare, ca să zic așa. Asta era prin Dubai, vai de ea și-l urmărea, să ne explice Dani Mocanu și să-l ajute cum să o ducă la service, că e problemă cu kilometrajul. Am ajuns și eu să râd, a ajuns el, băiatul de 12-13 ani. Mă rog, după care povestește faptul că Corina ar fi avut, treabă cu Camara, îl introduce și pe Connector în povestea asta, dar, repet, în jos sunt lucruri care nu pot fi spuse la ora 4 la TV, cum să spun, apelative și lucruri golănești care efectiv nu se pot citi. Nepoții lui Gigi Becali, o cunosc pe din afară, repet, nu este punctul nostru de vedere, este punct de vedere a unui copil de 12-13 ani, poate nu v-ați prins. Ce să facem cu vedeta Caciuca, că se vede doamna Reghe, asta nu știe să vorbească și e femeie de afaceri, mama ce mai e atunci, Dumnezeul lor e mama și așa mai departe. Asta este lucru care, pe care nu-l mai găsiți pe net, dar avem fotografii la acest lucru. Mai departe, mai avem câteva citate, dar hai să le luăm pe asta. Ce părere ai, Carmen? Și, mă rog, dacă dați, apar niște nume acolo. Numele lui Joshua Castellano și altor oameni care, și a lui Ion Boschet, oameni care nu știu dacă au vreo treabă, nici nu trebuie dat așa ceva la TV, pentru că nu-i verificat. Este profund, e îngrozitor și nu știm dacă e adevărat sau nu. Așa ceva nu se publică, dar noi vorbim ca un studiu de caz despre un copil care ar scrie lucrurile astea pe Instagram. Carmen. Deci, ca psiholog, pot să spun că aceste cuvinte și maniera de a scrie, felul în care pune problema, nu poate să fie un copil de 12-13, oricât de matur ar fi. Astea sunt vorbe scrise de cineva care este profund afectat, au o tentă feminină, înțeleg? Felul în care se pune problema nu este gândirea unui adolescent. Nu, nici vorba de așa ceva. El încă nici nu este întrebat spre faza de adolescență. Deci, dar el este un copil traumatizat, incontestabil de situația prin care... Când ești traumatizat, nu te revolți în felul ăsta, nu faci manifestări de genul ăsta. Pentru că trauma te afectează atât de profund încât odată nici nu poți să te exprimi, te interiorizezi, devii destructiv. Deci refuz să cred că aceste cuvinte spuse și se pare că sunt foarte multe și sunt spuse la furie, la o ură din asta, dorința de a ponegri, să ne răzbunăm, să aruncăm cu pietre. Deci iată că această manifestare este cineva în spatele acestor vorbe. Altcineva se ascunde sau altcineva îl pune pe copil și știm cine este acel cineva, să scrie aceste lucruri înfiorătoare, pentru că din punctul de vedere
tehnologii, reculările astea sunt foarte periculoase și atunci încercarea de a le exprima prin vorbe și prin atacuri și prin jigniri o fac să se simtă mai bine, să se simtă în putere, să diminueze personalitatea lui, să-l pună la podea, pentru că el într-adevăr a înșelat. El într-adevăr a comis ceva care era contra ideii de mariaj și ceva care e greu de tolerat. Dar asta nu justifică manifestările care vin din partea cealaltă și greșeala cea mai mare este implicarea unui copil, că totuși este încă un copil, care pentru restul vieții va resimți această traumă, așa cum și celălalt, primul băiat al lui, are o traumă undeva în sufletul lui, dar poate nu de proporțiile celui mai mic, care cu adevărat de-a lungul vieții va simți această neîmplinire și se va manifesta în relațiile lui interpersonale. Aici trebuie să ai un pic de înțelepciune, să gândești în perspectivă, dacă eu procedez așa, cum se va repercuta acțiunea mea asupra copilului meu? Și dacă eu îmi iubesc copilul, primul lucru care îl fac, vorbesc bine de tatăl, chiar dacă tatăl în față de mine a făcut o greșeală majoră care a dus la un divorț, asta nu înseamnă să instig un copil contra tatălui. Bun. Lui. Este hai să... Curia. Carmen, am niște amănunte. Deci ar mai fi următoarele mesaje. Seniorul Reghe Cam spune, mâine seară luptăm împreună, că avea meci. Există un comentariu al copilașului, luptă caciuca cu altul până termin tu meciul. Sigur, nu știm exact la ce se referă. Laurențiu își arată echipa și copilul scrie de sub două și pe, mă rog, iubita ta între ei, că este obișnuită. Adică între bărbați. Și da. alte lucruri, mă rog, cheamă-i 20 de bărbați ca să nu-i mai fie frică săraca până la sfârșitul meciului. Ce anume? Deci asta cultivă ura copilului. Copilul poate deveni un misogin în timp, poate să urască femeile din chestia asta. Adică vezi cum se pune problema, este atât de greșit și s-a sădit în inima acestui copil un dispreț față de părintele lui, un dispreț pentru cel care i-a dat o viață bună, care i-a dat viață. Deci nu putem să acționăm așa, pentru că cel care suferă cel mai mult de lungul vieții va fi acest copil. Aici două minute mai vreau să stăm. Unu, e limpede și într-adevăr, așa cum ai și spus tu, Laurențiu Reghe Cam a ieșit, nu a ieșit dintr-o căsnicie și are o iubită care este însărcinată cu el. Poate că pașii, adică cu siguranță că pașii pentru orice om de pe lumea asta n-ar trebui să fie. Termin o treabă, te apuci cu alta, sunt și precedente istorice, Laurențiu tot așa a mai avut o ieșire într-o căsnicie și a venit cu Ana. Aici cu siguranță că el, deși se simte împăcat, sunt lucruri care sunt greșite. Dar aș vrea să vă dau un amănunt important pe care îl știm din interior. Laurențiu Reghe Cam Junior nu prea a făcut școală în România. S-a făcut școală în limba engleză. El vorbește perfect românește, dar când scrie, face aceeași greșeală pe care o fac toți copiii care fac la British School sau la școala americană. Da. Când scriu umeraș, scriu O-O-M-E-R-A-S-H, pentru că ei preiau transcrierea de gen englezesc. Face aceste greșeli pe care, repet, sunt chestii de adaptare. Copilul a trăit în diverse țări, este un copil al lumii, a trăit unde? Da. În America, în Emirate. Așadar, aceste mesaje sunt bine din punct de vedere gramatical. Și atunci există bănuiala că n-ar fi el. Eu vreau să spun ceva. Părerea mea este că această relație între Ana Maria și soțul ei este ruptă de mult. Asta nu este, de asta el, când noi ne-am trezit și am văzut, vai, dar cum a putut să aibă un copil în timp ce el era însurat. Relația lor era ruptă, terminată, încheiată de ani de zile, lucru care ea l-a ascuns, care nu l-a spus, și aici are o să supere pe mine, nu l-a spus niciodată, dar între ei nu mai era afecțiune, nu mai era iubire. Și el, bineînțeles, că s-a simțit frustrat și a găsit o altă parteneră. În toată perioada asta în care relația lor nu a mai mers,
El a încercat să-și împlinească sufletul lângă altcineva și cred eu personal că intențiile lui de a se separa sunt de ani de zile. De ani de zile. S-a jucat un teatru, țineți minte de la mine, s-a jucat un teatru perfect aici de-a lungul anilor, dar această familia numărul unu din România, cei mai tari, cei mai bogați, cei mai frumoși, cei mai the center of the universe, înțeleg, centrul universului, pentru că ăsta este tipic narcisist, să spun că numai eu sunt și nimeni nu-i ca mine și nimeni nu s-a născut ca mine, că uite cât am eu și ce am făcut. Deci asta nu este, n-a făcut decât să distrugă această relație, să o aducă la o catastrofă până la urmă. De asta s-a procedat, că pe el nu îl judecăm că a greșit. Dar care a fost fundația de a dus la această greșeală? Care au fost acțiunile colective? Ce s-a întâmplat și din partea ei? Eu o să spun, de ce vă băgați în viața mea? Noi nu ne băgăm, noi doar analizăm, nu acuzăm, analizăm, că vrem să facem ceva, să învețe lumea, că noi învățăm din relația asta, că devin publice. Absolut. Ce nu trebuie să facem? Asta ce e, nu este ce să facem? Mulțumesc, Carmen, pentru analiza ta și repet, dorința noastră nu este de a intra în viața cuiva, aceste mesaje sunt publice, procesul este public și un singur lucru vrem să arătăm, un studiu de caz, apropo de un copil care se află între doi părinți și modul în care doi oameni se despart într-o situație conflictuală cu totul și cu totul aparte. În rest, fiecare știe exact care este adevărul în povestea asta și înțelegeți foarte bine. Mulțumesc foarte mult, Carmen! Că povestea asta se va accelera și se va acutiza și se va înrăutăți. Din păcate. Nu vreau să fiu negativă, dar din nefericire am mai spus asta și vedem că exact asta se întâmplă. Mulțumim foarte mult, a fost Carmen Hara, doamnelor și domnilor. Mulțumim, salută-l și pe cățelul Armani din partea noastră, foarte simpatic. Pe două voci l-am auzit. Cântă deja cântă vocea întâi, vocea a doua. Părerea mea este că dacă se face vocea Americii, The Voice, da. Dogs, e foarte bun. Trebuie neapărat. Mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor.